Voi ați auzit de nebuna aia care se filmează singură în cameră? O din aia, Ginger. Chemă tequila, dar nu cred că a băut vreodată. Generația asta face țara de râs. Că România, na, trebuie să rămână monotonă, zic. Oh my god. Ce mai faceți, cum a fost săptămâna voastră? La mine sunt două variante. Greu și din ce în ce mai greu. Și după calculele mele, timpul liber care îmi rămâne zilnic este... nimic! Nothing! Zero! Nada! Ați prins ideea. De ce? În afară de problema cu filmatul, eu trebuie să știu în totalitate totul. Pentru că pe profilul meu de știință, dacă intru în medicină, va trebui să știu ce a spus Macedonski despre Argheș din debutul său literar, că na, asta e soluția, nu? Sau dacă mă acces pe farmacie, când o să-mi ceară cineva un paracetamol, e clar că eu trebuie să rezolv algoritmul pe care l-am învățat azi noapte la informatică. Ca să-i spun omului cât costă paracetamolul, nu? Și evident că dacă mă acces pe medicină dentară, îmi va trebui muzica medievală laică. Că o să le cân dinților și o să-ți facă bine. Evident. Nu știu dacă v-ați prins ce vreau să spun aici, dar ideea e că profilul meu de științele naturii mă pune să învăț niște lucruri care nu o să îmi trebuiască niciodată, ever, în cariera mea. Și încă o dată, de ce? Și că să ne mărim noi intelectul și puterea de a gândi. Da, frate, nenea profa, dar tu la ora 2 noaptea când sforăi, eu învăț muzica ta laică, medievală. Și dimineața o iau de la capăt. Și de la prânz când încep orele, te miri de ce dormi pe bancă. Oricum, după nopți de învățat, dimineața este aceeași rutină de dimineață ca și astă vară, sau nu? Pentru că eu tot timpul trebuie să dau de... Pentru ce? Pentru că a doua zi să te duci la școală să îi prezinți profei tot ce știi tu despre Tudor Arghezi. Te aștepți să te felicite pentru că știi totul pe din afară și atât de bine că ai învățat nopți la rând. Te aștepți să-ți dea un 10 sau cel puțin să te felicite acolo. Dar nu, profa spune. Nu ai surprins momentele bune din viața lui Arghezi? Nu te notezi pentru munca depusă, că dacă te-aș nota, ți-aș da 5. Păi de ce nu ai spus așa? Că dacă știam că dai 5 pe învățat, dormeam și eu liniștită și îmi dădeai 4, că nu e mare diferență. După mai dai de alt profesor care vine la tine și îi spune: eu nu dau, dragă, 10, că 10 e nota profesorului. Voi nu sunteți perfect. Notele voastre încep de la 9. Fulgeră! După atâta muncă, orice adolescent normal așteaptă o răsplată de la profesor, care, tadam, nu există. Sunt multe subiecte care mă pisează rău de tot la cap și pe care aș vrea să le discut ca o nebună în fața unei camere. Că na, așa se înțelege videoblogul în România. Dacă întârzi vreodată cu postatul, să știți că învăț din greu bața conii, care nu o să-mi trebuiască niciodată. Nu o să am șanse la timpul pe care l-am să postez regulat. Și ca să vă las așa o întrebare de sfârșit, care e materia voastră preferată? Sper să ne vedem săptămâna viitoare. Fulgeră. Pa.